Îngrijorați de numărul mare al accidentelor de circulație produse din cauza consumului de alcool, parlamentarii vor să inițieze o lege prin care șoferii care conduc băuți să fie aspru sancționați. Astfel, aleși au de gând să inițieze legea prin care cei care conduc sub influența alcoolului să fie foarte dur sancționați, nu doar cu amendă sau cu suspendarea dreptului de a mai conduce o perioadă de timp, ci chiar cu confiscarea autovehiculului. Șoferii vor putea răscumpăra autovehiculul de la organele statului la un preț stabilit, care nu va fi deloc mic. Mai mult, în legea și vor să prevadă și alte pedepse pentru cei care conduc

Românii care locuiesc în mediul urban vor avea surpriza să se trezească la ușă cu specialiștii inspectoratului de stat în construcții, care vor face controle asupra tuturor construcțiilor, inclusiv instalațiilor aferente a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursa de finanțare. Scapă de vizita inspectorilor doar cei care locuiesc în mediul rural și care au locuințe unifamiliale cu parter. Controlul se va face atât la lucrările noi, cât și la lucrările de intervenții în timp, diferențiat în toate etapele ciclului de existență a construcțiilor. Noile reglementări urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, cel mai probabil din luna februarie a anului viitor. Sute de oameni din toată țara și-au cumpărat vechimea în muncă în ultima lună de când a intrat în vigoare legea care permite acest lucru. Acum pot ieși la pensie cu stagiul complet de cotizare. Un an de vechime costă aproximativ 3000 de lei, iar plata poate fi făcută integral sau în rate timp de șase luni. În județul Olt au fost deja depuse zeci de dosare la casa de pensii. Cinci ani de vechime, nivelul maxim permis de lege, costă aproximativ 15.000 de lei. Unii oameni cred că măsura este binevenită, dar spun că nu au banii necesari. Doritorii trebuie să fie persoane care nu au fost asigurate în ultimii cinci ani, nu au vârsta de pensionare, dar nici loc de muncă. Legea a intrat în vigoare la finalul lunii octombrie. Statul va fi obligat să plătească despăgubiri călătorilor CFR dacă întârzie trenul, cu toate că în Uniunea Europeană, de unde facem și noi parte, funcționează de aproape 10 ani o lege prin care toți cei care au fost prejudiciați atunci când călătoresc cu trenul să primească despăgubiri serioase, în România aceasta nu va fi aplicată decât peste 2 ani. Călătorii de pe căile ferate din Uniunea Europeană au dreptul de a cere de contarea 25% până la 100% din prețul biletului dacă trenurile au întârzieri și creează pagube pasagerilor. Astfel, călătorii europeni trebuie să fie despăgubiți dacă trenurile întârzie mai mult de 60 de minute. Aceasta se va aplica și în România doar din 3 decembrie 2019, întrucât derogarea primită de la UE prevede ca liniile ferate să fie și reabilitate. Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutinderi, Maria Ligor, a afirmat că nu există mai mult de 18.000 de români înscriși la ambasadele și consulatele țării noastre din întreaga lume. Din această cauză există situații dramatice în care autorităților le-a fost foarte greu să-și găsească proprii cetățeni. Este o situație care nu ne bucură deloc pentru că ar fi bine, ar fi indicat să fie cât mai mulți cetățeni înscriși la ambasade, pentru că atunci când, de pildă, există o situație de criză în statul sau în orașul respectiv, să putem fi în măsură să-i contactăm pe cetățenii români ca să le putem acorda sprijinul necesar. A mai spus aceasta, ea a subliniat rolul important pe care îl are în acest context registrul unic în care să se înscrie cetățenii români aflați peste hotare.